Anul 2014 va fi unul extrem de dificil din punct de vedere administrativ, a fost de părere primarul comunei Buciu Mioane Eugen Lazăr, banii reprezentând principala problemă a, problem a primăriilor sălăjene. Primarul comunei Buciu Ioan Eugen Lazăr a declarat că din punct de vedere administrativ anul acesta s-a anunțat deja ca fiind unul extrem de dificil, cele mai multe probleme fiind puse pe seama dificultăților financiare cu care se confruntă autoritățile orașelor și comunelor sălăjene. Cu siguranță că nu va fi ușor, dar așteptările sunt mari de la 2014, iar promisiunile trebuie respectate. Oamenii sunt nerăbdători să beneficieze de ce li s-a promis, fie că vorbim de drumuri, apă sau alte investiții, toate evident pentru comunitate. La partea asta trebuie lucrat mult, trebuie să ne facem datoria față de cetățenii care ne-au ales. Va fi un an greu și pentru că sunt alegeri, iar acestea trebuie duse la bun sfârșit din punct de vedere politic și organizatoric. Vom încerca să ne ținem promisiunile pe care le-am făcut oamenilor, comunității întregi, a mai declarat Ioan Eugen Lazar. Asigurarea apei și canalizării în comună reprezintă o necesitate la nivel local și, potrivit primarului, se încearcă găsirea unor oportunități de finanțare pentru realizarea unor investiții de pe urma cărora localnicii să beneficieze de aceste facilități. Pentru că banii sunt puțini în bugetul local, vom încerca să vedem care sunt posibilitățile de obținere a finanțării din fonduri europene. Noi nu am majorat impozitele și taxele locale pentru că nu putem mări birul în condițiile în care oamenii și așa nu au bani, iar cei mai mulți sunt oameni în vârstă cu posibilități reduse. O astfel de majorare nu și avea rostul, a apreciat Ioan Eugen Lazar. Potrivit primarului din bugetul local, va trebui asigurat în acest an o parte din bani pentru persoanele cu handicap și asistenții personale iar acest lucru presupune costuri de aproximativ 130.000 de lei. Acești bani reprezintă o parte importantă din bugetul local și vă dați seama că nu ne rămâne foarte mult și pentru altceva, așa că trebuie să ne descurcăm și vom face tot posibilul. Nu trebuie să ne plângem tot timpul, ci să căutăm soluții, a încheiat Ioan Eugen Lazar.